lecturii pe care a făcut. O să spun că unul dintre maturile construirii de cum s-a născut de la început, autorul mi-a povestit o etapă așa, elementele ei picante pe care le-am petrecut mai ușor decât pe celelalte. M-a impresionat și o să dispun domnului Nicolaescu niște întrebări mai la sfârșit. La sfârșit, această carte a apărut și este o bucurie și pentru mine să o văd tipărită, am recitit-o, pagină cu pagină, este și roman, roman document, și o cercetare, să spunem, sociologică, povestea unei vieți, o scriitură din ce în ce mai bună, adică autorul ei a ajuns la o performanță, deși este foarte discret în carte, la o performanță cred că destul de greu de egalat. E un exercițiu care se face cu muncă, în timp și cu har. Cartea este o reușită și ca obiect estetic. Eu când am văzut-o, mi-am dat seama imediat că e o mână acolo și la cel care a făcut-o, știm cu toții, Viorel Ligras, împreună, bineînțeles, cu editorul, cei care au lucrat la această carte. Coperta se potrivește foarte bine cu conținutul ei. Radiografia unei vieți și radiografia unei lumi. Ele nu pot fi clar disociate. Putem întâlni aici lumea aceea pe care o parte dintre noi am trăit-o și pe care o rememorăm uneori. Nu ne să ne reamintim, alte ori n-avem încotro și trebuie să ne reamintim. Lumea micilor bucurii sau a bucuriilor simple, dar și lumea securității, a miliției, a turnătorilor, a activiștilor de partid, lumea lui Iliescu, lumea lui Ceaușescu. Ei, în această lume în care parțial am trăit și noi, s-a reușit o cultură de rezistență. Și lucrul acesta este cel mai important. Dacă n-ar fi existat această cultură de rezistență, cei care au reușit să plece dincolo, fie în Germania, fie în Franța, fie în Italia sau în altă parte, nu s-ar fi făcut remarcați. Și a fost o școală bună, încă a fost o școală bună în acei ani, în care educatorii au reușit să-i pună pe tineri în pantaloni din piele de drac, cum spune maestru, și o să îl rog să ne spune câte ceva sunt acest episod, pe mine m-a încântat. Da? Dar în același timp m-a scandalizat un pic faptul că exemplu Octavian Paler, despre care mulți dintre noi știau că a fost un activist
de partid în anii 70, iar 80, dar unul mai luminat, nu? Și care la sfârșitul anilor 80 era des citat la Europa Liberă de către Monica Lovinescu, comentarii asupra romanului dizident, romanelor sale dizidente din ultimul deceniu, nu? Și ne gândeam într-un fel că nu că și-ar fi spălat păcatele, dar că a făcut un pact cultural cu regimul. Ori de aici reiese clar, mă gândeam că e prea subiectivă poziția dumneavoastră pentru că ați trăit direct această confruntare cu Octavian Paler, de aceea poate vă spuneți ceva despre această întâlnire. Imediat. Și, da, și aș mai avea o întrebare în legătură cu mesajul filozofic al cărții, pentru că în final autorul, care este filozof în primul rând și sociolog, așa vă pune la încercare destinul să vă conturați așa, să-i dați o, cum să zic, un rotund. Și cred că până la urmă mesajul important al cărții acolo duce, dar v-a ajutat pe dumneavoastră să detaliați. Felicitări și vă mulțumesc și dumneavoastră și autorului pentru această carte pe care o să o am în permanență în bibliotecă, ca un model de scritură, în primul rând, în domeniul respectiv. Mulțumesc! Să încheiem cu cei care au citit cartea și o să vă invităm după aceea, fiindcă timpul începe să ne preseze, să dăm posibilitatea să îi ascultați, fiindcă sunt lucruri foarte interesante pe care le-am. Vă mulțumesc! Eu mă bucur că sunt atât de mulți vorbitori aici, domnule profesor, în locul Marinescu, pentru că fiind mai mulți vorbitori, noi vom vorbi mai puțin, nu la două ore, așa cum a spus dumneavoastră, nici de cum. Mă bucur că sunt în această aleasă companie și că am putut să mă gândesc și la unele aspecte mai subtile care se leagă de, și de apariția acestei cărți și la care, dacă evenimentul nu s-ar fi produs, poate că nu m-aș fi gândit niciodată. În primul rând, pentru că s-a pomenit aici despre insularitatea culturii noastre, este vorba de cultura exilului sau de cultura emigrației, cum o numim mai nou, a spune că, într-adevăr, este o realitate imensă și complexă în același timp, pe care noi încă o cunoaștem puțin. Dovada este chiar, una din dovezi este chiar această carte despre domnul Horia Dinu Nicolaescu, scrisă cu atâta pertinență, pricepere și inspirație de Ion Munteanu. Această insularitate a culturii noastre, care este, de fapt, un produs al unor circunstanțe istorice bine cunoscute, a dus ca cultura românească, pe lângă cea care s-a produs de bine de rău între granițele României în timpul erei comuniste, să aibă și acea secțiune care, pe care eu aș numi o cultură de ricoșet. Adică cultura care s-a scris și s-a creat, s-a format în străinătate, în domeniul filozofic, în domeniul literar și altă, în domeniul muzical și în alte domenii, științific de asemenea. Spre acest domeniu, spre această cultură de ricoșet, cum îți spun acum, trebuie să ne îndreptăm mult mai mult atenția, deși o bună parte, sau o parte, nu știu dacă o bună parte, din ea a fost recuperată prin publicarea diverselor cărți, documente și așa mai departe. Pe de altă parte, această carte, așa cum am văzut eu, că știu să mă creștesc, că n-am spus să o citesc toată, nu am timpul necesar, dar am luat notă de avertizment de una dintre prefațatori că această carte trebuie citită și răscuită, o conținută pe viitor. Într-un viitor când m-a apropiat, vorbeam că această carte este un act recuperator de recuperare extraordinară, atât un act recuperator în ceea ce privește scrierea cărții în sine, deci un act de cultură vorbesc, dar în același timp cred eu și un act recuperator pentru
dirijorul Lehorea Dinu Nicolaescu, pentru că, fiind puși în fața unei asemenea situații, într-o asemenea circunstanță, ne mai regândim odată bine, clar și ne reconstruim cumva prin acest demers anamnezic personalitatea și o facem iată și publică. Sigur că am răsfoit cartea și ea mi se pare și cred că este într-un fel de rezervă, o carte excepțională, chiar senzațională sub anumite aspecte, pentru că în timpul comunismului mulți am trăit aspecte sau momente senzaționale sau de tensiune. Domnul Horea Nicolaescu le-a spus și ne mai poate puțin buca, răspundând la întrebările colegului meu, Ionel Dușe, și aici. Despre Ion Munteanu, pe care îl cunosc de o bună bucată de timp, a spune că este un scriitor dedicat, devotat actului scrierii și că este în același timp o personalitate complexă, pentru că el este și poet, a debutat ca poet în 1994, este și prozator, este și filosof și are un doctorat în filosofie cu o teză legată de Lucian Blaga și acum face acest jurnalism, s-a spus sociologic, pentru că aceasta este și una din aspectele laturile formației domnului sale. Sigur că astfel de cărți s-au mai scris, dar pentru noi ele sunt în general o noutate, s-au mai scris începând de la Goethe, sau poate chiar și mai devreme. Și una dintre ele, o carte foarte bună pe care am citit-o imediat ce s-a tradus în 1990 și cu care această carte se aseamănă, este Încercarea labirintului a lui Mircea Eliade, scrisă de un foarte bun ziarist și prieten de-a lui Claude-Henri Rouquet. Iată că labirintul este de fapt o metaforă a vieții din care trebuie să ieșim și să ieșim să ieșim victorioși la lumină, la lumina împlinirii noastre, ceea ce, citind această carte, vedem că a reușit cu plinitudine și domnul Horea Dinu Nicolaescu, care este doljan, iată, la Pucă din Drogul Mare, unde, mai adaug un amănunt în final, bunicul domniei sale Nicolae Nicolaescu a titorit o biserică unde titorii sunt reprezentați în școală, reprezentați, bineînțeles, așa cum se face, în, chiar în această biserică. Eu îl felicit pe Ion Munteanu, îl felicit și mă bucur că am cunoscut pe domnul Horea Dinu Nicolaescu și îi urez în continuare succes și sănătate. Mulțumesc! Câteva cuvinte despre o carte de sociologie, o carte de jurnalism, o carte care recuperează un moment al istoriei noastre, un moment al vieții. Despre domnul Horea Nicolaescu am aflat din tot într-o carte a lui Ion Munteanu, dedicată în acel moment maestrului Octav Caleta. Dumnealui fusese exmatriculat din conservator, tocmai pentru că rămânea dintr-o familie de nesănătos. Da? Și de atunci mi-a rămas în minte acest nume, acest om care, cu toate că a trebuit să lupte cu adversitățile epocii sale, a reușit să creeze în Germania un nume, a reușit să creeze în domeniul muzicii adevărate școală de jazz românesc, dumnealui fiind absolvent al conservatorului din București. Țin să-l rog pe dumnealui, pentru că și publicul german este interesat să cunoască aceste personalități care s-au ridicat din spațiul românesc. Avem un exemplu, Hertha Müller, care este scriitoare de limba germană din Timișoara și care a luat premiul Nobel vorbind despre realitățile românești. Despre aceste realități se vorbește și în această carte
și să am dorit, dacă se poate, să fie tradusă în germană și publicată acolo. Pentru că, împreună cu autorul Ion Montanu, am realizat traducerea cărții despre Octav Caleri. S-a publicat anul acesta în Spania și s-a epuizat ediția realizată de noi imediat. Cred că și publicul german va putea beneficia, nu? De această carte, așa cum publicul domnului Octav Caleri, publicul din Malaga, unde dumneavoastră a înființat o școală de dirijat, sau catedră de dirijat de cadrul clasamentului din Malaga și unde a fost foarte cunoscut, imediat cartea care a apărut în spaniolă a fost cumpărată de studenții dumneavoastră, de colegii dumneavoastră, de publicul pe care l-a educat în Malaga. Asta este dorința mea și sper să se împlinească. Se apropie momentul când o să ne auzim pe protagoniști, nu înainte însă de a vă aduce în față opinia unui om tânăr. Profesorul Mihai Ghețulescu, istoric, care, iată, poate să vină cu o viziune dintr-o altă perspectivă. Viziunea istoricului, viziunea omului tânăr. Sunt foarte curios și o să Vă mulțumesc, face să mă simt exotic, așa. Da, eu nu vreau să supăr pe nimeni, da, nu în filarmonică. Cartea asta e o carte extraordinară. Nu e o carte de sociologie, nu e nicio carte de istorie, nu e nicio carte de jurnalism. E, în primul rând, povestea vieții unui om. O viață frumoasă, povestită frumos. Și cred că asta e important, să putem trăi lucruri povestibile. Și domnul Nicolaescu a făcut-o cu prisosință și o să facă în continuare. Acum, sigur, ca orice sursă de istorie orală, cartea are și o valoare documentară. Pe alocuri confirmă manualul de istorie, pe alocuri îl completează, în alte locuri îl contrazice de-a dreptul. Vedem, de exemplu, că nu se poate pune chiar totul pe seama sistemului, pe seama regimului comunist. Uneori au existat pur și simplu oameni care au profitat de regim pentru a trage niște foloase. Cum e cazul securistului care pune mâna pe casă fără să aibă vreuna. Sau cum e cazul celor trei securiști parcă erau, care îl răpesc pe tatăl domniei sale de capul lor, fără ca cineva să cunoască lucrurile astea. Eu mi-am propus de când am citit cartea să o promovez, pentru că povestea mi se pare într-adevăr fabuloasă. După mine, în ultimii 20 de ani, nu este comparabilă decât cu confesiunea unui cafegiu apărut acum câțiva ani la Humanitas. Și cred, una peste alta, că această carte e un antidot la nostalgie. Vedem că autorul nostru a avut în anii 60 o situație materială foarte bună în România. Era o mică vedetă, avea bani, avea succes la doamne și domnișoare, sunt convins de asta, și totuși avea o mare nemulțumire. Evident, era ceva legat de libertate. Pentru asta a ales să plece. Deci vedem că oricât de bine ar fi fost material în timpul regimului comunist, deși eu sunt convins că n-a fost chiar așa de bine, exista o nemulțumire care, până la urmă, devenea dominantă. Vă mulțumesc! Să pregătească intrarea în scenă maestrului Maria din Ungaresc. Ce aș putea să mai spun eu, acum, după atâtea opinii diverse și pertinente și la obiect? Puține lucruri. În primul rând, vreau să mărturisesc că a fost o adevărată bucurie să cunosc un nobil. Să cunosc reprezentantul nobilimii oltene, mă rog, revenit în țară după atâția ani din Germania, unde a petrecut mai mult de jumătate din viață. Am lucrat la această carte în timp record. Deci, după o întâlnire de câteva ore la Craiova, în august anul trecut, ne-am întâlnit frecvent pe Skype și vreau să vă spun că eram eu pe acest ajung german, dat fi faptul că vreau să-l surprind pe dânsul că, dacă spunea 4, la 4 fără 5 era acolo. Eu a trebuit să fiu la 4 fără 6, fără 7 minute ca să
Nu mă ia pe mine prin surprindere și să-l surprind eu să mă găsească acolo. Am lucrat foarte bine, a venit în România după aceea un geamantan de articole din presa germană și mi l-a pus în față. Ce să fac cu el? L-am chemat pe Enix să mi le traduceți, că nu știu limba germană și aici totul e pe bani. Și a venit 10 zile, mi-a tradus câteva din acele articole, fragmente din acele, câteva din acele articole, dar fiind multitudinea lor. Și am făcut un capitolaj numai de ecouri din presa de germană, cum este una lui cunoscut, apreciat, iubit de public, de elevi, de presă, care niciodată n-a făcut deosebirea că este un cetățean român venit să câștige o pâine, ci îl considerau un german, un autentic concetățean care făcea performanță. A fost o primire extraordinară a dumnealui, pe care și-a câștigat-o cu multă muncă, cu sacrificii, în carte sunt relatate tot felul de experiențe negative pe care le-a avut. A cântat mai întâi cu o orchestră de români cu care nu s-a înțeles. A fost director de restaurant, a spălat și vase, chiar dacă era director de restaurant, a spălat și vase la acel restaurant. A încercat alte joburi, până la urmă s-a dedicat vieții profesorale, a fost profesor la două licee, mai întâi în Nürnberg, apoi în München, unde cu elevii dumnealui a reușit să facă orchestre de jazz cu care a luat cele mai mari premii ale de gen din Germania, din Bavaria. A fost schimburi culturale cu România, cu Franța, cu Ungaria, a concertat la București, unde de asemenea a luat premii, a venit cu orchestră din Germania și a luat premii la Universitatea Națională de Muzică, a concertat la Buzău, la Brașov, numai la Cremona a ajuns. Atunci, a ajuns acum mai târziu fără orchestră. Din carte veți afla o infinitate de lucruri care o să vă încânte. Lucruri și lucruri dramatice, ce s-a, tragedia familiei dumnealui, pentru care comunismul a fost, cum să zic, a desființat practic această familie. A băgat închisoare, a luat averile, au reușit să supraviețuiască numai din salariul de profesor de matematică al mamei dumnealui. Tatăl meu vrea să mai practice vreodată avocatura, dumnealui fiind elev. Povești dramatice, începând cu copilăria, când, cum se spune în carte, se relatează, i s-a spus, ia-ți lucrurile în care ce poți să iei din casă, părăsește casa, ia-ți pune-le într-un camion. Și dumnealui, fiind copil de 10 ani jumate, crescut cu guvernantă franțuzoică, de la 5 ani, vorbea numai în limba franceză cu ea, crescut cu profesor de pian, profesor Martezani, celebru la vremea aceea în Craiova, n-a putut să ia și pianul. Și tot drumul spre București a fost o tânguire continuă. Dumnealui, ca și copil, plângea pianul meu, care nu încă puse în camera și rămăsese acasă. Este sunt povești dramatice pe care le-a trăit încă din copilărie și care l-au determinat să leagă libertatea. Practic, titlul cărții asta spune, de la muzica liberă pe care a făcut-o, deci jazzul, unde se manifestă spiritul liber al muzicii, până la faptul că a ales să trăiască într-o țară adevărată, în vremea aceea, în comparație cu România, unde erau respectate drepturile cetățenilor ei și unde, cu adevărat, a reușit să-și împlinească visul de muzician. Mulțumesc că în sală, vreau să spun și acest lucru, în sală se află învățătoarea mea, profesorul de română, colegii mei de la, foștii mei colegi de la Catedra de Sociologie, studenți de-ai mei, prieteni de-ai mei, primul profesor de chitară al fiului meu care i-a pus chitară la mână și i-a insuflat dragostea și pasiunea pentru chitară. Deci suntem între prieteni
Și vă mulțumesc că ați venit și sper să procurați cartea, să o luați de la stand și să o citiți, că este o carte care trebuie să fie în bibliotecă. Nu că am scris-o eu, nu e meritul meu, este meritul maestru Nicolaescu pentru povestea de viață fabuloasă pe care ne-o transmite. Vă mulțumesc! Meritul este sigur egal împărțit. O să-l rugăm acum pe maestru Maria Dinu Nicolaescu să ne spună despre ce a gândit, ce a vrut să facă, ce crede că a reușit să facă după ce a ascultat atâția cititori, după care în timpul scurt pe care îl vom mai avea la dispoziție să puteți să oferiți autografe celor care au și cumpărat deja cartea și doresc să aibă semnăturile cu noastră. Vă rog, maestru. Vă mulțumesc. Stimat auditor, știți că una din boalele românului este să dea mare. Eu sunt mare. Deci nu veți avea această neplăcere de a mă da mare. Încerc să sintetizez lucrurile foarte importante ale vieții mele, cât pot de repede. Încep cu totul altceva decât plecarea mea din România. Se face după ce mă căsătoresc, cu toate că cunoștințele bune, prietenii bune au spus că asta este un gag, o șmecherie făcută de mine, că eu nu voi căsători niciodată. Întâmplător, după ce am și plecat pentru prima oară în străinătate, orchestra condusă de mine a ansamblului CCUTC, o divagație scurtă, i-am jucat o mică festă domnului Ion Iliescu la Garmisch-Partenkirchen, unde se făcea promovarea și atestarea a doi piloți care absolviseră școala specială NATO americană, care se afla în această localitate de graniță cu Austria și la care am fost invitați, printre alții, cei din diaspora care l-am cunoscut și am făcut foarte multe parteneriate cu România și l-am foarte cunoscut la ambasada respectivă. Și printre alții, Curezeanu și regretatul. În fine, suntem invitați, Sorin Curea, suntem invitați la speech-ul domnului președinte Ion Iliescu în 2003 asupra diasporei și cât este necesar ca diaspora să fie și să facă și să dreagă și să nu știu ce. Înainte să ne speech-ul, domnul președinte Ion Iliescu face un tur al asistenței, eram 36 de persoane, să știu 100%, printre care unul din cele mari blănari ai Germaniei, bineînțeles român, un evreu din România care o avere colosală, printre alții și alții și alții. Și prezentarea s-a făcut, da, domnul X, da, inginer la domnul Y, da, doctor în la domnul Cutare, și când a ajuns la mine, Sorin Cunea spunea, n-ai curat să faci treaba asta. E bine, vedem. Și, domnul Cunea,